Organizația Femeilor Social-Democrate din Sălaj s-a reunit în ședință de birou executiv județean pentru a stabili calendarul acțiunilor propuse pentru următorul semestru. Femeile din OFSD Sălaj s-au întâlnit marți într-o ședință de birou executiv județean în cadrul căreia au analizat implicarea lor în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Chiar dacă femeile nu au fost propuse pe locuri eligibile în listele PSD Sălaj, scorul foarte bun obținut la alegerile parlamentare s-a reflectat pozitiv asupra prezenței femeilor în cele două camere ale Parlamentului. PSD are un număr de 52 de femei în Parlamentul României, un procent de 25%. La Camera Deputaților, PSD are un număr de 41 de femei parlamentar, iar la Senat PSD are un număr de 11 femei parlamentar. Comparativ, toate celelalte partide parlamentare, inclusiv minoritățile, au împreună un număr de 37 de femei parlamentar. În concluzie, PSD însumează mai mult de jumătate din totalul femeilor care au obținut mandate de parlamentar, acest scor fiind unic pentru PSD la toate alegerile de după 1990. Invitat special la întâlnirea femeilor social-democrate a fost primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco, care și-a încurajat colegele de partid și le-a asigurat că le va sprijini în acțiunile lor. Deci dacă e cineva în măsură, și probabil sunt mai mulți aleși în măsură să vorbească de implicarea femeilor, eu sunt unul dintre beneficiarii implicării doamnelor în campania de la Jibou. La aceeași ședință, femeile social-democrate au stabilit și calendarul acțiunilor asumate pentru semestrul următor.